Școala are defectul că te șablonizează, vrea să te dirigeze pe un anumit canal, să te facă o meserie, să... ceea ce este într-un fel rău, pentru că distruge niște facultăți primare pe care le ai din naștere, cum ar fi intuiția. Pe lângă aparatele de zbor și mașini, Capră a inventat și motociclete neconvenționale. Americanii, canadienii, germanii și italieni au vrut să-l importe. De fiecare dată răspunsul lui a fost nu. În comunism a fost ofițer de aviație, dar a fost dat afară din armată. A spălat mașini, a făcut curățenie pe bani ca să-și asigure existența. Până în 1962, când a venit expoziția americană la București și și-au expus americanii aparatul lor de zbor. Diferența dintre al lui și al lor era de culoare. Cel american era gri, iar cel românesc era negru. Aici băieții au așezat aceste postere care, de fapt, reprezintă ceva mai puțin decât s-a făcut. Sunt înșirate aici o serie de mașinuțe și motorete. Întreagăt fiind spus, s-a făcut aproape 80 sau în jur de 80 de prototipuri de automobile. Americanii și mai apoi Henri Coandă i-au făcut pe tovarășii comuniști să-și reconsidere poziția față de Justin Capră. L-au reabilitat oarecum, adică și-a putut găsi un loc de muncă mai tehnic decât măturător. Dar și munca de jos a fost o sursă de inspirație. Aici, în partea stângă, sunt niște imagini reprezentând aparate de zbor. De exemplu, primul este Luxacul zburător. Unul dintre modele, pentru că au fost mai multe modele, acesta e modelul cu perhidrol. Cum se folosește în armată, ele se folosesc și în cosmos, în deplasările intercapsulare, la forțe mai reduse, întrucât nu există gravitație. Există însă o invenție pe care ar fi vrut să o breveteze, dar n-a putut pentru că nimeni nu i-a găsit explicația fizică. A realizat odată un dispozitiv care micșora masa unui obiect. Folosea teoria impulsului care se certa cu una dintre legile fizicii care spune că fiecarei acțiuni trebuie să-i corespundă o reacțiune egală și de sens contrar. Or, acesta al lui nu avea jet, nu avea elice, n-avea roți, n-avea interacțiune magnetică și se mișca. Bineînțeles, consuma energie, deci nu era un perpetuum mobile. Aici avem aerodină cu decolare, aterizare verticală. Unde țiganii mi-au furat o cupolă, dar până la urmă am găsit-o. Mai departe, eram la Istanbul și făceam un calcul, un desen la turci pentru o aerodină care și-ar fi dorit-o să realizăm și diferite studii cu privire la diferite genuri de farfurii, zburătoare și ca studii. Justin Capră a realizat 72 de prototipuri de autoturisme, cu consum infim, 2 litri de benzină pentru un drum între București și Iași, cu o viteză medie de 70 de km pe oră. 7 aparate de zbor neconvenționale, pe care le-a testat personal, și 15 motoare neconvenționale. Din toate acestea, doar o invenție, automobilul fără caroserie cu efect pelicular, și-a găsit o oarecare aplicație. Și indiferent câte aparate am descoperit, nu vom ajunge la cruul probleme, pentru că, așa cum spune Hristos, sănătatea și cum spune Zamosis înaintea lui Hristos, pleacă de la suflet. Și de aceea Camille Flammarion spunea că noi realizăm proporțional cu voința și cu pătratul credinței. Este vorba despre un prototip care a rămas la stadiul de machetă, pentru că Justin Capră n-a avut bani să-l construiască. Un automobil cu caroseria dintr-o perdea aeriană, care creează și o propulsie și poate face și aer condiționat în mașină. Este vorba de un jet de aer evacuat din față și aspirat în spate, care îmbracă ocupația autovehiculului. A aruncat cu apă pe el și nu s-a întâmplat nimic, aceștia nu au fost udați. Iar aplicarea a fost mai mult decât modestă. Un cetățean din Bacău a folosit invenția lui Justin Capră pentru a realiza un acvariu care nu are perete, dar totuși ține apa și peștii. Avem această posibilitate, nu pe fizic, nu făcând arme sofisticate, pentru că dacă ostașul nu este convins că e bine, el nu apasă pe buton ca să arunce bomba atomică.